Petre Ispirescu, Prislea cel Voinic și Merele de Aur. Aceasta este o înregistrare audiocărți.eu. A fost odată ca niciodată, pe când plopul făcea pere și richita micșunele. Era odată un împărat puternic și mare și avea pe lângă palaturile sale o grădină frumoasă, bogată de flori și meșteșugită nevoie mare. Așa grădină nu se mai văzuse până atunci pe acolo. În fundul grădinii avea și un măr care făcea mere de aur și de când îl avea el, nu putuse să mănânce din pom mere coapte, căci, după ce le vedea înflorind, crescând și pârguindu-se, venea oarecine noaptea și le fura, tocmai când erau să se coacă. Toți paznicii din toată împărăția și cei mai aleși pe care îi pusese împăratul să pândească, n-au putut să prinză pe hoți. În cele mai de pe urmă, veni fiul cel mai mare al împăratului și i spuse, Tată, am crescut în palaturile tale, m-am plimbat prin astă grădină de atâtea ori și am văzut roade foarte frumoase în pomul din fundul grădinei, dar n-am putut gusta niciodată din ele. Acum a dat în copt, dă voie ca nopțile astea să păzesc eu însumi și mă prins că voi pune mâna pe acel tâlhar care ne jefuiește. Dragul meu, zise tată su, Atâția oameni voi nici au păzit și n-au făcut nicio ispravă. Doresc prea mult să văz la masa mea măcar un măr din acest pom care m-a ținut atâta sumă de bani. Și de aceea, iată, mă înduplec și te las ca să pândești, măcar că nu vine a crede că o să izbutești Atunci, fiul împăratului se puse la pândă o săptămână întreagă. Noaptea pândea și ziua se odihnea. Iar când fu într-o dimineață, se întoarse trist la tată su și spuse cum priveghease până la miezul nopții, cum mai pe urmă îl apucase o piroteală de nu se mai putea ține pe picioare, cum, mai târziu, somnul îl copleși și căzu ca un mort, fără să se poată deștepta decât tocmai când soarele era rădicat de două sulițe pe cer și atunci văzu că merele lipsesc. Nepoftită fu tatălui său, când a auzi puindu se asta întâmplare. De silă, de milă, Fu Funevoita mai aștepta încă un an ca să facă și voia fiului său cel mijlociu, care cera cu stăruință de la tată su ca să lase și pe dânsul să pândească, și se lega că el va prinde pe hoții care îi făceau atâta întristare. Timpul veni, merele începura să pârgui. Atunci, fiul său cel mijlociu păzi și el.